Vă salut, oameni buni, și bine ne-am găsit, regăsit la al treilea webinar din agroecologie. De data aceasta îl avem pe Dragoș Iordănescu, care să ne vorbească despre sustenabilitatea energetică și mai mulți factori. O să-l las pe Dragoș să ne prezinte. Bună seara, salutare tuturor. Așa, poate mai intră lume, nu știu. Eu aici mă așteptam la numărul ăsta, vorbeam cu Bogdan înainte. Am zis că nu cred că o să intre foarte multă lume. Uite, mai intrăm. Așa. Dar oricum, dacă suntem puțini, nu e nicio problemă, noi ne continuăm webinarul în aceeași formă. Acum eu mi-am propus să facem în felul următor. Am un PowerPoint care o să fie așa mai mult o descriere sumară, tehnică, dar nu o să intru foarte mult în detalii. Dacă vreți, discutăm la finalul prezentării mele, discutăm mai tehnic despre fiecare sistem în parte. Prezentarea asta PowerPoint o să fie pe trei capitole, în care o să vorbim despre sustenabilitatea sistemelor energetice, mă rog, energiei termice, adică pentru încălzirea locuinței și apei calde, despre sustenabilitatea energiei electrice și a transportului, capitolul 3. Ca să ne încercăm așa să trecem în revistă fiecare tip de energie care e necesară societății noastre moderne. Așa, și după asta o să vă pun un video, după prezentarea asta scurtă, o să vă pun un video cu sistemele pe care le-am adoptat eu deja la gospodăria mea. Nu este cine știe ce, dar tocmai asta și ideea, pentru că am reușit să le instalez, să le montez, să le procur de unul singur și asta e foarte important. Pentru că automat veți putea și voi. Deci nu e nimic ieșit din comun, nu trebuie foarte mare, un bagaj foarte amplu de cunoștințe, deci se poate realiza de oricare dintre voi. Așa, și după video ăsta o să vă pun și un video scurt cu gospodăria mea, așa, ce am realizat până acum, în 4 ani de zile, când eu cu familia am luat decizia să ne mutăm la țară și să trăim integral din surse proprii. Așa, păi să-i dăm drumul de acum, nu? Bogdan, ești de acord, da? Sunteți de acord tot? Da. Poți să ne prezint. Prezentarea. Ok, atunci, hai că intru pe prezentare. Vedeți toată lumea? Da, e clar. Da. E ok, da? Da. Așa, deci, cum vorbeam, tema webinarului este sustenabilitatea energetică. Acum o să împărțim în trei, așa cum am și spus, pe trei capitole. Sisteme sustenabile de încălzire, sisteme sustenabile de producere energie electrice și mijloace de transport sustenabile. Aici vorbeam și cu Bogdan înainte, s-ar putea să existe unele contradicții, unele, nu din punctul meu de vedere, adică nu la ceea ce spun eu, ci în contradicție să intru cu alte ideologii sau cu alte păreri ale celorlalți, dar eu asta consider că este un lucru bun și putem discuta la finalul prezentării mele punctual pe fiecare problemă în parte. Așa, deci ca o introducere, ce e sustenabilitate? Sustenabilitatea înseamnă să utilizăm resursele într-un mod în care să nu distrugem mediul înconjurător și în același timp să folosim cât mai multe resurse regenerabile. Deci asta e cel mai important și în același timp, din caz de suntem deconectați din varie motive de sistemul național sau sistemul global de energie, eu știu, energie electrică sau gaz metan, noi să putem să funcționăm în continuare și să supraviețuim, adică să reușim să ne încălzim în continuare casa, să reușim să ne
să, nu știu, să transportăm anumite bunuri sau chiar pe noi înșine, fără să depindem de sistemul național sau global. În momentul de față, așa cum am scris și aici pe slide-ul ăsta, cam 70% din energia, deci energia la mod general, și energie electrică și energie termică, este produsă din combustibil fosil, ceea ce este foarte grav din punctul meu de vedere, dar asta a fost era industrializării de ultimii 120 de ani încoace. Cam ăsta a fost singurul combustibil, combustibilul fosil. Și acum, nu putem să discredităm acest combustibil, pentru că altfel nu eram în acest punct. Tehnologia nu era ajuns aici dacă nu foloseam și nu exploatam acest combustibil. Deci are și el rolul lui, dar acum ar trebui să punem punct și să găsim alte surse de energie. 10% din energie este de fisiune nucleară, deci nu fuziune. Fuziunea e ceva diferit și abia acum se fac cercetări destul de ample pentru a reuși să se extragă energie prin fuziune nucleară, ci prin fisiune, adică prin ruperea nucleului și apar acolo o serie de reacții care degajă energie. Se încălzește apa caldă și se încălzește apa, prin încălzirea apei se angrenează o turbină și cam aceeași treabă ca la locomotiva cu abur. Adică tehnologia e destul de rudimentară, să o luăm așa, chiar dacă vorbim de nucleare, de reactoare nucleare. Iar 20% din energie este din surse regenerabile. Acum Uniunea Europeană stă la capitolul ăsta, stă mult mai bine decât restul lumii. Spre ca o comparație, Uniunea Europeană are energie din surse regenerabile undeva la un procent de 40%, pe când SUA, spre exemplu, are 8%, deci restul este din combustibil fosil și fisiune nucleară. Ceea ce e într-un fel trist, pentru că Uniunea Europeană vorbim de 700 de milioane de cetățeni, cam așa dacă nu greșesc, pe când celelalte țări, China, India, SUA chiar și America de Sud, cam înglobează restul populației. Ceea ce e trist, pentru că ei nu folosesc atât de multe resurse regenerabile de energie. Așa, deci asta ca o introducere. O să intrăm în capitolul 1, deci sisteme sustenabile de încălzire. Aici am încălzire, ne referim la apă caldă și agentului termic sau aerului din habitacul, din locuință. Aici, acum, la fel cum am vorbit și la introducere, v-am spus că principala sursă este combustibilul fosil. La fel și în cazul încălzirii locuinței, inclusiv în România, am raportat doar la România, bănuiesc că în alte țări diferă, gazul metan este cam principala sursă. De ce? Pentru că în regimul comunist s-a descoperit, sau chiar înainte s-a descoperit, dar în regimul comunist a fost foarte mult dat, s-a dat foarte mult credit gazului metan. De ce? Pentru că România are sursele naturale ale României de gaz metan sunt foarte abundente. Și era de unde și s-a făcut o rețea națională foarte bine pusă la punct de gaz metan și astfel majoritatea locuințele în ziua de azi sunt încălzite cu gaz metan. Dar uitați-vă că geopolitica s-a schimbat și s-ar putea că în viitor apropiat gazul să nu mai fie al nostru sau deja nu mai este al nostru, nu intru mult în detalii. Și ori o să plătim un preț foarte mare pentru el, ori nu o să mai fie. Atunci va trebui să găsim surse, alte surse de încălzire. Iar aici o să vă descriu de ce v-am descris o centrală pe gaz, pentru că sistemul în sine, sistemele în sine sustenabile pe care o să le prezint mai imediat după acest slide, folosesc exact aceleași componente ca la o centrală cu gaz, decât că încălzirea agentului termic, cel care trece prin radiatoare, prin calorifere sau prin serpentina din pardoseală, este încălzită de o altă instalație, un alt tip de instalație care folosește alt combustibil, alt tip de combustibil. Centrala cu gaz, deci o vedeți aici în imagine, stați că nu știu cum să ascund
treaba asta. Gata, așa. Mi-a apărea peste poză. Centrala cu gaz, deci e o centrală care o aveți majoritatea probabil în locuință. Conține un tur și un retur. Ne referim aici doar la încălzire a habitacului, a încăperii. De asta nu avem și pentru tur, retur, pentru tur, de fapt, doar un tur. Returnul este un sistem deschis pentru apă caldă. Deci vorbim doar un tur, retur, un sistem închis de și un calorifer. Deci cam asta este principiul de funcționare. Nu este nimic ieșit din comun, sunt niște supape, niște robinete, nu este intru în detalii tehnice pentru că nu și-ar sensul, dar ca principiul de funcționare, deci agentul termic care în cazul de față este apa, este închisă într-un circuit închis, că de asta se cheamă așa, și circulă printr-o schimbător de căldură. Schimbătorul respectiv de căldură este încălzit prin arderea respectivului combustibil, în cazul nostru gaz metan, și cedează căldura circuitului termic. Există o pompă în circuitul acesta închis, circulă agentul termic prin instalație și radiatorul, de asta se cheamă radiator, radiază energia termică în încăpere. Deci cam asta este un mare așa un sistem de încălzire. Aici v-am și scris din ce-i compus, dintr-o sursă de încălzire, care poate fi centrale pe gaz, lemne, brichete, peles, conducte de transport, pompă recirculare, supape de sens unic, supape de siguranță, filtre, valve de expansiune și radiatoare termice. Nu o să intru în detalii, dacă vreți discutăm după despre fiecare în parte, ce face și cum se poate monta și dacă există, nu știu, alte soluții. Acum, de ce am dat slide-ul ăsta? Este un calcul, acest slide, un calcul destul de simplu, pe care l-am făcut, cred că acum vreo 3 ani și am rămas cumva surprins că încă acest combustibil, cât poate fi de sustenabil acest combustibil? Stați puțin, mă scuzați puțin că mi s-a întâmplat ceva aici. M-auziți bine? Poate cineva să verifice? Adică să da, e ok. Da? Ok, da, totul e în regulă. Dar nu că s-a întâmplat ceva aici, așa am crezut că s-a întâmplat poate transmisiunea. Ok, ne-ai făcut un mic calcul aici. Așa, un calcul simplu. Deci la o familie formată din 4 membri, ceea ce se întâmplă destul de des la noi în țară, și trăiesc într-o locuință de aproximativ 80 de metri pătrați. Ca să încălzim cu locuința asta, folosim, deci o să vă zic după aia de ce am ales acest combustibil, folosim încălzirea pe biomasă, adică material lemnos. Biomasa aici include inclusiv peleții sau, eu știu, brichetele și alte forme de procesare a materialului lemnos. Fie el din orice sursă, eu știu, din resturi vegetale de la o cultură, de porumb sau de grâu sau de, nu mai știu eu ce cultură, cât și în sine lemnul, adică de la un copac de esență tare care acum există și specii care cresc destul de repede, unele sunt modificate, spre exemplu paulonia care crește foarte repede, dar este un hibrid, este modificat, dar sunt și specii autohtone sau eu știu, care se pot adapta la condițiile noastre climatice. Și într-o iarnă, că se vede acum că iernile nu mai sunt ce au fost, am luat așa o iarnă cu temperaturi medii de 0 grade, dar pe 6 luni, adică jumătate de an în care e necesară încălzirea. Și am făcut o medie, unii consum și eu tot cam așa, chiar mai puțin, dar am zis că poate unii doresc temperaturi mai mari de 22 de grade în cameră, uite că n-am mai trecut aici temperatură. Se folosește, se consumă. Spune. Acum depinde și de izolarea termică a casei, că se poate pierde căldură exact. Mai mult. Exact. Nu, dar am și scris, dacă te uiți, am scris undeva jos aici, că este încălzită sau nu știu, n-am scris. Înseamnă că am scris sus, doar... Sus, pe primul rând. Am scris, nu? Acolo, că e eficient așa și sistem de încălzire așa. Nu știu, am scris undeva, parcă că e, cum se cheamă, izolată eficient termic. Așa. Deci casa respectivă este izolată bine termic
și se folosește undeva aproximativ un metru cub pe lună. Deci vom avea nevoie de 6 metri cub de material lemnos într-un an. 6 metri cub se extrag la 10 copaci. Cum i-am luat, am făcut cubajul la acești copaci, deci am luat undeva la un diametru mediu de 30-35 de centimetri și o înălțime a bușteanului de, să zicem, 6-7 metri, cam așa am făcut calculul. Și ei cresc, ajung la maturitate, am luat, după cum observați, am luat specii de copaci care ajung la maturitate destul de greu, adică 20-30 de ani. Vorbim aici de... Tu, de exemplu, Bogdan, vorbeai cândva de salcea energetică și mai sunt și alte specii care cresc mult mai repede, corect sau nu? Da. Așa. Deci vorbim de 20-30 de ani. Pentru a planta o astfel de plantație, deci să avem o astfel de plantație de copaci, ar fi necesar cam, deci ca să ne ajungă 20 de ani. De ce? Pentru că în 20 de ani abia primul copac plantat ajunge la maturitate și poate fi tăiat. Deci ca să tăiem 20 de ani avem nevoie de jumătate de hectar, doar atât. Adică o suprafață de jumătate de hectar am putea planta undeva la 200 de copaci. Da? Și 10 copaci ne trebuie în fiecare an. Dar să ținem cont că noi după ce tăiem în fiecare an, plantăm la loc. Asta este problema în România și nu numai în România, eu știu, în țările în care apar activiștii de mediu și spun nu mai tăiați pădurile. Nu le mai tăiați, corect. Dar plantați înapoi și o să vedeți că după 20 de ani o să fie atât de multă pădure încât, dacă nu mai tai nimic și ai plantat doar în aia 20 de ani, o să fie atât de multă pădure încât o să-ți vină urs în casă. Eu știu, lupul o să-ți bată la ușă și o să fie ca în casă. Nu e nici sănătos pentru pădure, că atunci va fi mult mai multă umiditate, exact. Competiție, exact. Și vom avea lemn putrezit. Da. Exact, așa este. Deci oricum o curățare și o toaletare a pădurii trebuie făcută pentru sănătatea pădurii, în primul rând. Și asta e și ideea. Deci până la urmă, asta se referă calculul ăsta meu, că tot biomasa, fie ea din resturi vegetale sau din lemn, este singura, în punctul meu de vedere, de actualitate, singura resursă pe care o avem la discreție cu o educație a plantării, să avem o educație bună a plantării, a replantării copacului și asta, deci ceea ce se poate face printr-o educare a populației, putem folosi această resursă mii de ani. Deci fără să afectăm absolut deloc mediul înconjurător. Nu știu, poate pentru mine așa mi se pare o chestie foarte interesantă. Nu știu acum, poate că voi știați lucrul ăsta și nu vi se pare atât de ieșit din comun, dar mie mi se pare nu neapărat ieșit din comun, dar am fost indus în eroare, mă scuzați, până în ziua de astăzi, sau mă rog, nu chiar până în ziua, până acum 2-3 ani, că ideea asta că pădurea ai tăiat-o nu e o resursă regenerabilă, treaba e rea cu pădurea dacă te o pui pe foc. Dar nu este loc așa. Gândiți-vă că mii de ani de când e omul s-a încălzit și și-a procurat absolut energia pentru diferite sarcini doar prin arderea, fie a cărbunelui sau, mă rog, dar cărbunele l-au descoperit mai încoace. Deci prin arderea în principal a lemnului. Și totuși nu s-a întâmplat nimic rău. De ce? Pentru că nici nu aveau o industrie a prelucrării lemnului care să fie atât de dezvoltată cum s-a început să se dezvolte acum 100 și ceva de ani. Trecem mai departe, deci cred că cu asta ați înțeles ideea, după părerea mea, și sper să o înțelege și să o împărtășească și altcineva, lemnul și biomasa este combustibilul ideal pentru viitor. Așa, dau mai departe unde am trebuit, aici. Așa, cum am putea eficientiza o astfel de instalație încât să folosim biomasă, să reducem foarte mult consumul pe timp de vară, de exemplu, că avem nevoie de apă caldă pentru uz casnic și să nu mai facem căldură, să nu mai ardem lemn, să facem economie pe timpul sezonului cald de lemn. Cum putem face asta? Prin tuburi vidate nu neapărat vidate, dar cel mai indicat sunt vidate pentru că mai există îngheț, chiar și în lunile care sunt mai calde, se întâmplă din seara sau dimineața să existe îngheț,
să introducem un sistem de panouri, de panouri solare cu tuburi vidate. Asta e cum să vă spun eu, acest sistem este cunoscut de foarte mult timp, dar a fost adoptat undeva de prin anii 2000 încoace, chiar ca o paranteză scurtă, aici la stațiune, unde lucrez, o stațiune de cercetare, muncitorii de prin anii 90 sau dacă nu mă înșel chiar în 89, au făcut un sistem dintre ăsta la dușurile unde se spălau ei după ce vineau din câmp, muncitorii de la muncile câmpului, și se spălau. Deci pur și simplu erau niște tuburi făcute de ei din aluminiu sau nu știu exact din ce le-au făcut și cu sticlă, tot așa, încastrate în sticlă și încălzeau apa caldă și o magazinau într-un bazin, într-un rezervor. Și după aia din bazinul ăla, când veneau seara de la câmp, se spălau undeva 10-20 de persoane. Ceea ce, deci nu e nimic ca nicio noutate, doar că acum sunt prezentate sub o altă formă. Iar aceste tuburi, la fel, dacă vreți, o să vă prezint, și de fapt oricum o să vă prezint în video care l-am pregătit după prezentarea asta PowerPoint, și cum funcționează un astfel de tub. În mare, el are înăuntru tubului de sticlă, există, să zic așa, un volum închis într-un material din cupru a unui gaz. Iar acest gaz, iar în exteriorul acestui volum de gaz, există tubul de sticlă care este vidat. Pur și simplu, razele solare focalizează energia către acel volum, acel gaz care este închis în cum să-i spun eu, recipientul acela de cupru din interior. Este ca o pipă, așa se cheamă, chiar așa se cheamă, pipă. Iar căldura care este generată de acest cupru este cedată unui colector. Colectorul care se află în partea superioară a tuburilor vidate. Iar acest colector, prin el trece un antigel, iar antigelul ăsta după aia face exact același lucru care îl face și o centrală cu gaz pe care v-am prezentat-o mai înainte. Adică cedează energia termică spre ori o instalație în pardoseală, ori apa dintr-un pufăr. Aici, uitați-vă dacă vedeți, este foarte simplu. Acesta este un pufăr. Vedeți și săgeata, nu? Ca să vă... Da, e ok. Acesta este un pufăr aici și are o serpentină. Pur și simplu antigelul venit de la tuburile solare trece prin această serpentină, iar în acest pufăr se află apa. Energia termică din antigelul care trece în serpentină este cedată apei, apa se încălzește și mai departe este preluată ori pentru o altă serpentină, pentru că există boiler cu pufăr cu dublu serpentină și o să vi-l arăt exact, asta am și eu acasă instalat, sau pur și simplu apa caldă este preluată din acest recipient, pur și simplu, exact ca aici, și merge către duș sau eu mai știu eu ce robinet avem noi. Așa, deci este la fel, foarte, foarte simplu, un sistem foarte simplu. Că are montat pe el o pompă, o supapă, acestea sunt chestii care ține de, cum să spun eu, de felul în care sau de tipul de instalație pe care dorim să-l adoptăm. În funcție de cum vrem să legăm, cu ce vrem să legăm, cu ce să vrem să-l combinăm, mă scuzați, avem nevoie de anumite accesorii. Și cum facem? Deci a doua serpentină, de asta am ales eu pufărul ăsta cu două serpentine, a doua serpentină este legată către un termoșemineu. Termoșemineul ce face? Practic este o sobă, merge mai bine, eu dacă o să-mi fac un alt sistem, voi opta pentru soba cu serpentină. Este mult mai bună decât un termoșemineu dintre ăsta pe care îl cumpăr și ajungi cam la același preț cu construcția ei, a sobei. Are un rezervor de apă încastrat în construcția lui și focul arde sub el și pur și simplu încălzește apa de acolo din rezervorul respectiv, iar apa cu o pompă tot la fel circulă prin serpentina din pufărul de sus
se duce și prin calorifere sau prin instalația prin pardoseală, prin țevile care sunt trecute prin pardoseală și cedează mai departe căldura către locuință. La fel, poate să treacă prin serpentina asta, de aici, de partea de sus, și încălzește și apa din pufăr. Așa, deci am înțeles, să intru mai puțin în detalii. Ok, bun, mai departe. Deci cam asta este o instalație combinată, termo și emineu, care arde masa vegetală, biomasa și tuburi solare. Deci combinând astea două, ajungem la un sistem deosebit de eficient, care poate să ne asigure și apă caldă pe timp de vară, pe timp de iarnă, cât și căldură. Costurile, le-am făcut și costuri estimative, deci undeva la 10.000 de lei sistemul cu panouri solare, 25 de tuburi, ceea ce asigură o încălzire undeva la 200-300 de litri de apă și în jur de 10.000 de lei încălzirea prin termoșemeniu. Ambele se compensează în aproximativ 5 ani. Așa, de asta am încercat să intru mai mult în detalii acolo, pentru că nu am multe slide-uri și vreau să împărtășesc mai multe informații cu voi. Acum nu știu dacă procedez corect. Așa. Capitolul 2, vorbim de sisteme sustenabile de producere a energiei electrice, adică ce avem nevoie pentru a propulsa electrocasnice și avem noi prin gospodărie. Așa, deci principalele surse de energie regenerabile sunt energia solară, eoliană și hidro, clar. Deci mai sunt și alte surse, eu știu cum e asta, cum vorbesc cu unii și au încercat acum la Comisia Europeană să adopte și energia nucleară, dar, după părerea mea, acelea nu sunt sustenabile, nu sunt deloc prietenoase cu mediul, pentru că în urma lor rămân niște reziduri care sunt foarte dăunătoare mediului, ceea ce nu face nimic în plus față de arderea combustibililor, adică nu face nimic mai bine decât arderea combustibililor fosili. Am luat la fel o familie cu 4 membri, un consum aproximativ de 4-5 kWh pe zi. Deci cam atât consumă o familie la noi în România. Iar pentru acest consum se plătește undeva la 5 lei prețul plafonat acum și 10 lei ar fi prețul real dacă nu s-ar plafona, pentru că nu se știe cât o să mai fie și cu plafonarea asta. Așa. Pentru acest consum avem nevoie de un sistem de panouri fotovoltaice, că atât am mers pe fotovoltaice, pentru că este cel mai la îndemână sistem pe care îl putem adopta, are un randament destul de bun, undeva la 20%, chiar dacă e o valoare mică, totuși reușește să compenseze și să acopere cheltuiala și investiția inițială. De ce? Pentru că gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar avea un randament la panourile solare, deci pe cea suprafața unui panou fotovoltaic să avem randament de 80-90% sau măcar 60%. Gândiți-vă un pic unde o să ajungă. Deci cam asta e viitorul. Panou solar, nu nimic altceva. Fotovoltaic, mă scuzați că panou solar să nu-l confundăm cu cele de apă caldă. Așa, deci cu un randament de 20% care îl avem actualmente, avem nevoie undeva de 9 panouri fotovoltaice de cam de 540 de W fiecare. Eu am făcut și un cost aici, pentru că fiecare om asta întreabă prima oară cam cât mă costă să instalez, cam cât mă costă să sau încât să în ani îmi scot bani și așa mai departe. Costurile sunt destul de mari, de ce să spun acum, însă, având în vedere că sunt unii care vor să se mute în zone mai retrase, unde nu există rețea electrică, atunci se poate amortiza foarte repede această investiție. În schimb, la ceilalți care au deja rețea electrică, de asta națională, se amortizează undeva în 5-10 ani în funcție de consum. Deci nu este o perioadă de timp chiar atât de scurtă, dar având în vedere că durata de viață a panourilor solare este una foarte mare, deci undeva după 15-20 de ani, randamentul unui panou solar, unui panou fotovoltaic, cade undeva cu 10-15%. Deci nu foarte mult. Și asta din ce cauză? Din cauza că se mătuiește
sticla aia de deasupra, care este dintr-un plastic făcut, dintr-un polimer dintre ăsta. Și aia se poate da un lustru la ea printr-un polish și atunci ajungem la randamente mai mari și chiar, sau aceleași randamente care le-a avut inițial. Deci nu e asta o problemă. Și acest lucru e foarte bun, că au o durată de viață mare, nu au ce strica la ele, nu ai investiții suplimentare. Așa. Bun, deci din ce compus? Simplu, din panou solar avem nevoie de un invertor care ce face? Controlul, mă rog, care încarcă bateria și invertorul, dar acum cele mai multe invertoare sunt mixte, adică combinate, conțin și controlul ăsta deja și deci o să avem doar ansamblul ăsta. Iar ansamblul ăsta invertor ne transformă curentul alternativ de la curentul continuu de primit de la panouri de aici în curent alternativ cât să putem alimenta tot ce avem noi în casă. Iar asta, bateriile sunt suplimentare, sunt majoritatea sistemelor includ baterii. Așa este pentru că mulți doresc sisteme tip off-grid, adică să folosească energia pe care o magazinează ziua pe timp de seară sau în zilele în care nu au curent de la rețea. Dar se poate opta fără baterii. Bateriile pot fi reciclate. Adică se pot recicla, așa este, dar să știi că cel mai mare cost pe care îl include acest sistem sunt bateriile. Asta este problema și de asta spun că eu inclusiv aici am inclus în această prezentare costul bateriilor. Să vedeți că totuși este unul semnificativ, destul de mare, adică aproape 1000 de euro la sistemul ăsta se duce pe baterii. Și problema este că bateriile au cea mai mică durată de viață, adică undeva la 2-3 ani, 4 ani, depinde cum le folosești și cât de mult energie tragi din ele. Nu mai ai ce faci cu ele, trebuie regenerate și dacă le regenerezi nu mai au chiar aceeași capacitate și așa mai departe. Deci bateriile sunt cam problema principală. Eu, de exemplu, aș opta pentru un sistem tip on-grid, adică fără baterii, să fiu legat și la rețea și să folosesc cât am soare afară, să folosesc angro panourile fotovoltaice, iar când nu mai am soare pe timp de seară, că oricum te culci noaptea și nu prea ai nevoie de curent, să folosezi la rețea. Și în felul ăsta reduci consumul cu cel puțin 75%. Cu cel puțin. Eu spun din propria experiență pentru că am calculat. Bun, trecem mai departe. A doua sursă pe care o putem folosi este cea eoliană. Totuși, sursa respectivă este destul de contestată. De ce? Pentru că nu toți sunt poziționați, nu toți au locuința într-o zonă dintre asta cu viteze ale vântului destul de mari. Deci eu nu prefer acest sistem, mai ales pentru că în zona mea nu prea bate vântul, bate și undeva cumulat la maxim 60-70 de zile pe an și cu viteze de obicei mai mici de 20 km pe oră, ceea ce nu mă avantajează. La 20 km pe oră e un minim de randament pe care îl poate atinge o eoliană, iar maximul care este scris pe el de producător îl atinge la undeva la 35-40 km pe oră. Vă dați seama cât de tare trebuie să poată vântul. Ceea ce abia... Dar în schimb sunt persoane care trăiesc în zona de litoral, prin Dobrogea, pe la munte, prin depresiuni, unde vântul bate mai tare și acolo se poate adopta acest sistem fără probleme. Iar în principiu necesită exact aceleași componente ca la sistemul cu panouri fotovoltaice. De asta nu o să intru mult în detalii, pentru că este exact ca acolo, nimic diferit, doar că sursa este vântul și nu soarele. Și în loc de panouri fotovoltaice, ai acele eoliene. Iar cea hidroelectrică care mă încântă cel mai mult, de ce vă spun? Pentru că mi se pare foarte tare să obții, de exemplu, să montez o turbină de 1 kW care nu necesită o forță atât de mare și pentru a fi angrenată, adică ai nevoie de presiunea pe care o exercită un debit de 6-7 litri pe secundă. Deci la un izvor care izvorăște cu 6-7 litri pe secundă și are o cădere, căderea poți să o reglezi tu, că turbina o poți monta sub nivelul solului sau faci un baraj și acumulezi apa și realizezi cădere, deci căderea nu e o problemă, asta vreau să vă spun, poți obține un kilowatt deci de la generatorul respectiv. Iar un kilowatt
să o obții pe oră, înseamnă că într-o zi poți obține, că ala merge non-stop și zi și noapte, obții 24 kWh. Deci noi cât aveam consumul la o familie, unde era de 4-5 kWh. Deci vă dați seama cu ce debit de apă putem produce energia respectivă. Dar la fel, aici mă intră cineva, dar la fel trebuie să dispunem de o astfel de zonă, de amplasament. Eu unul am un amplasament de ăsta, nu am reușit să fac o astfel de instalație, dar poate dă domnul viitor să fac, dar sunt mulți care stau în zona de munte sau au un pârâiaș, au un izvor, au ceva care trece pe lângă casa lor. Dacă se au așa ceva, poate să profite. Știu că există probleme cu mediul, cu nu știu ce, dar atâta timp cât tu nu blochezi cursul apei și ceilalți în aval se pot bucura de beneficiile respectivului canal sau pârâu sau ce mai sunt, nu cred că o să fie probleme acum. Ce să vă zic? Nu știu acum legislația asta cât de bine se poate aplica și în zona asta. Da, deci cam asta sistemele de producere a energiei electrice. Cam astea cele mai uzuale și care pot fi aplicate și în gospodării și ușor de manipulat și ușor de întreținut și așa mai departe. Capitolul 3 și cu ăsta încheiem rapid. Sunt mijloacele de transport sustenabile. Deci aici, cum să vă spun eu, în primul rând trebuie să ne reeducăm în totalmente cum ne transportăm pe noi sau marfa. Deci, în primul rând, dacă n-ar mai exista consumul ăsta atât de, sau mai bine spus, nu consum, e greșit spus, risipa asta în lume, atunci automat și transportul s-ar înjumătăți sau s-ar reduce substanțial. Noi planeta asta și lumea și omul în general, face o risipă foarte mare de resurse. Dacă am mâncat exact cât ne trebuie, dacă am bea apă exact cât ne trebuie, dacă n-am consumat aiurea resursele, automat s-ar reduce și industria, s-ar reduce absolut tot. Eu înțeleg că sună foarte rău când vine Ursula von der Leyen sau mai știu cine și spune oprește robinetul, cu aia consum mai puțin, stai la 17 grade, dar lucrurile astea ar trebui ca fiecare dintre noi să le avem prin educație dobândite. Adică să avem spiritul ăsta al economiei. Deci nu trebuie să spună nimeni lucrurile astea. Trebuie să-ți cumperi cât mănânci și atât. Nu să îți iei și să vezi că ai coșul plin, tu mănânci o farfurie, dar coșul tău e plin. Asta înseamnă că nu ești deloc sustenabil, în primul rând, în educația ta. Așa, asta a fost ca o paranteză, mă scuzați dacă m-am abătut de la subiect. Deci transportul, în primul rând, așa cum ni se prezintă nou acum, cu viitor, cu baterii, cu nu știu ce, cu mașini electrice, este sortit eșecului. Eu nu vă spun acum doar că am o problemă cu astfel de transport, doar că este sortit eșecului. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim că aceste baterii, ca să le produci, au nevoie de alte resurse. Au nevoie de industrie puternică în spate pentru a le produce, pentru a le repara, pentru a le regenera, pentru a le recicla și așa mai departe. Iar această industrie este susținută tot prin consum de resurse, tot printr-un consumatorism dintre ăsta accentuat. Ceea ce este total greșit. Și atâta timp cât nu se întâmplă nimic nou în această sferă, automat nici bateriile și automobilele cu baterii electrice nu vor fi de viitor. Și încă ceva, lumea o să consideră că dacă o să tranziteze așa brusc odată la mașini electrice, o să ne permitem tot așa, două mașini la familie, nu știu ce, mai au împlinit băiatul sau fata 18 ani, am luat iar mașină, nu o să ne mai permite două, trei mașini electrice la familie. De ce? Pentru că în 5 ani mașina electrică nu o să mai ai ce face cu ea. Este pur și simplu inutilizabilă. Deci nu este ca la un motor diesel care tragi de el 50 de ani, îl mai cureți, mai nu știu ce, mai merge încă 50 și așa mai departe. Aici sunt tractoare, am tractor din anii 78, 80 sau ceva de genul, și încă l-am refăcut și merge perfect. Deci nu există așa ceva. Mașina electrică, după 5 ani, bateriile s-au dus, sănătate. Te uiți la ea.
și trebuie să scoți alți 30 sau eu știu, nu știu câți bani, 30-40 de mii de euro sau poate mai ieftin pentru alta. Noi nu o să ne permite niciodată așa, iar clasa medie și cea submedie niciodată nu o să poată să-și cumpere o mașină electrică. Asta este clar. Deci, ce soluții avem? Asta e întrebarea. Soluțiile pe care le avem, le prezint imediat. Aici. Etanolul. Deci, noi nu putem să renunțăm la un motor cu ardere internă. Nu vom renunța niciodată la asta. O să vedeți că ceea ce vă spun eu aici, nu că vă spun ca pe o, cum se cheamă, ca mama umidă, cum făcea ea dintre astea, nu-mi scapă cuvântul acum, Așa. Vă spun pur și simplu că nu e realist, adică am studiat pur și simplu ceea ce informațiile care sunt acum de actualitate și nu este sustenabil să ai numai mașini electrice. O să existe ceva combinat, da, perfect adevărat, să existe transport în comun electric, da, perfect adevărat și o să fie de viitor, adică tramvaie, troleibuze, metrou, trenuri și așa mai departe. Da, pentru că le poți electrifica, le poți transporta curentul electric, eu știu, care îl produci printr-o hidrocentrală sau mai știu eu ce sursă, dintr-o asta regenerabilă și poți face control, transport în comun în felul respectiv. Dar, la fel, ține de educația cetățenilor să folosească mai mult transportul în comun și să vă deplaseze mai puțin cu mașina personală. Dar, pentru cei care încă doresc să aibă mașini personale, atunci va trebui schimbat doar combustibilul și foarte puțin instalația de alimentare a motorului. Ceea ce nu înțeleg până acum, de ce nu s-a aplicat etanolul la scară largă? De ce? Mă rog, adică știm răspunsul, bănuiesc, acum, mă scuzați, cu industria de petrol și așa mai departe. Dar etanolul, de exemplu, este ușor de produs, este ecologic, se poate produce din surse regenerabile. În urma arderii rezultă foarte puțin inoxe și substanțe toxice. Și uitați, v-am făcut și aici un calcul așa scurt, nu știu cât e de corect, dar am luat, de exemplu, sfecla de zahăr care se produce aici în zonă la noi și se extrage undeva 8,5 tone de zahăr într-un sistem convențional. De pe un hectar care unde produce undeva în medie 40 de tone de sfeclă. Noi spunem că mergem într-o producție ecologică. Cam producție ecologică, cam în orice cultură pe care o aplicăm, scade la jumate. Asta e realitatea. O să vedeți și după 2030 când o să aplice agenda și cu asta, când o să intrăm pe culturi ecologice, toate producția o să scade la jumătate. Ceea ce nu are cum, pentru că tu când bagi atâtea îngrășământ, normal că faci mai mult. Dacă nu o să mai bagi, nu o să mai este îngrășământ, pentru că ăla este produs automat din gaz, metan și din combustibil fosil, automat și producția o să scadă la jumătate. Și având o producție de jumătate de zahăr, adică de 4 tone la hectar, din acest zahăr extragem 2000 de litri pur, de etanol pur. Normal în instalații de mașini nu se folosește etanol pur, ci de puritate 85%. Dar mă rog, pe tot pe acolo. Iar mașina rulează undeva la 25.000 de kilometri. Am luat-o cu un medie de consum de, nu mai știu cât am făcut eu calculul ăsta, de 6% sau ceva de genul, 6 litri la 100 de kilometri. Deci cu această cantitate, deci de pe un hectar, noi putem să mergem 25.000 de kilometri de sfecla asta. Bine, că acum etanolul poți să-l obții din orice altceva. Și din fructe și din amidon și, mă rog, sunt atâtea surse. Dar am zis zahărul pentru că e cel mai ușor de înțeles pentru cei care mai fac țuică pe acasă și asta că știu că trebuie să aibă fructul mult zahăr ca să iasă tare țuică. Așa. Și, deci, astea 25.000 de kilometri este cu mult peste media europeană de deplasare cu mașina personală, adică undeva la 10-12.000 de kilometri pe an. Deci iar ne trebuie, ajungem înapoi la treaba aia cu lemnul pentru foc de jumătate de hectar. Deci cam jumătate de hectar ne-a trebuit și aici ca să producem etanol, să ne deplasăm cât avem nevoie. Altă sursă pe care am considerat-o eu foarte bună este biodieselul. La fel și el, se poate extrage din diferite uleiuri vegetale. Reacția este una foarte, extraordinar de simplă, adică se poate să faci și voi acasă, numai așa, de studiu experimental.
se poate utiliza tot uleiul care e folosit în, prin alimentație, deci care este uzat, la fel se poate folosi. Și uitați cât se obține. Deci dintr-o stați așa că am pierdut aici. Dintr-un litru de ulei, deci dintr-o ăsta ulei extras vegetal, de care o fi el, deci nu contează, și 100 de mililitri de metanol, vorbim de metanol sau de etanol, merge și etanolul fără nicio problemă, dar am zis metanol pentru care o reacție mai pură, care ăla, la fel, este dintr-o sursă regenerabilă, am vorbit la slide-ul anterior, se poate obține un litru de biodiesel și aproximativ 100 de grame de glicerină, care glicerină mai departe o folosești pentru creme, pentru ce vrei tu, în medicină, în farmaceutică și așa mai departe. Deci, la fel, deci nu rezultă nimic toxic. Este o reacție ca aproximativă ca la săpun. Deci mai întâi uleiul se amestecă cu alcoolul, cu metanol sau etanol, și după aia se amestecă cu o sodă caustică sau cu hidroxid de potasiu. Deci o reacție foarte, foarte simplu și ai obținut motorină. Motorină cea mai înaltă calitate. La fel, lucrurile astea nu o să le aflați prea mult, pentru că avem în spate o mega industrie care ascunde adevărata față a combustibililor neconvenționali. Și ne spune că, de fapt, convențional e hidrogenul, de exemplu, care e o mare prostie. Dacă intrați pe Wikipedia, și chiar o să vă rog după acest, dacă mai ține, o să rețineți, intrați pe Wikipedia, vedeți din ce surse se extrage hidrogen. Hidrogenul, 85% din sursele din care se extrag hidrogenul, este din combustibil fosil, din gaz metan mai exact. Foarte puțin se extrage prin electroliză din apă, pentru că este un consumator, electroliza e un consumator foarte mare de energie electrică și energia electrică, când tragi linie după aia, ieși în pierdere, adică scoți hidrogenul ăla, dar nu produci ceea ce ai consumat, și se mai extrage din cărbune. Deci, oricum ai da, o tot nu-i sursă regenerabilă, în afară de apă. Da? Și apa nu-i rentabilă la obținere. Deci, hidrogenul ne prezintă hidrogen, dar nu este fals, o informație falsă. Deci doar astea două ele am găsit până la momentul de față ca surse adevărat regenerabile și sustenabile. La fel, ăsta merge un pic mai puțin din cauza producției mai mici de ulei din plante, dar poate există plante, nu știu, am luat de exemplu floarea soarelui, dar, nu știu, o fi alte plante care au conținut mai mare de ulei și atunci poate se extrage mai mult ulei din ăsta. Și merge undeva la cam 15.000 de kilometri cu un consum de 5%, că am luat un diesel care bănuiesc consumul mai puțin decât cel pe etanol, care de obicei combustia este asemănătoare ca la motoarele pe benzină, și merge undeva 15.000 de kilometri, deci oricum peste media anuală. Eu zic chiar foarte bine, e foarte bine. Na, cam asta este prezentarea în mare așa, n-am vrut să intru foarte mult în detalii, cred că oricum am întins zic, mai mult decât trebuie, și haideți să vă pun video ăsta cu ce am eu pe acasă pe acolo. Nu este cine știe ce, dar mă rog. Numai puțin, Dragoș. Da. Dacă dorește cineva să... Da, chiar. Întrebări că sunt mai punctuale acum. Oti, ați doreai să spui ceva despre biocombustibil? Da, salutare. Mă auziți? Da. Bine, mersi. Mersi mult, Dragoș, pentru... Stai că încerc să-mi și dau drumul. Da. Mersi, Dragoș, pentru prezentare, foarte interesant a fost. Personal am învățat foarte mult, pentru că mulți dintre noi încearcă să comute de pe energie convențională și să ne eficientizăm puțin consumul energetic și de ce să nu și producem. Da. Și știu că și alții din Eco Ruralis cu care am povestit, cum e Alexandru Tudor din București, a trecut printr-o experiență asemănătoare, deci foarte interesant. Singura mea precizare din punct de vedere al poziției, să zicem, mai politice a Eco Ruralis este față de cele două ultime exemple care le-ai arătat. Deci cu fotovoltaic și așa, cred că
trebuie să fim ok, realiști, să ne gândim că nicio sursă de energie nu este pe complet sustenabilă, nu? Pentru că dacă ne gândim la fotovoltaice, ne gândim de unde se scoate materialul primar pentru a face panourile fotovoltaice, știm că și acolo sunt drame în Africa și așa mai departe, din cauza minelor. Dacă ne gândim la eoliene, avem impactul ecologic care este destul de studiat în ultima vreme, dar combustibilii fosili convenționali, deja știm ce fac. Deci nu există ceva pur, real, idealistic ce putem să ajungem. Din punct de vedere al biocombustibililor, singura chestie pe care EcoRuralis până acum a studiat-o este că trebuie să, și din cauza că vorbim despre această ideea agroecologiei, că totul e interconectat, pe biocombustibile avem o mare problemă pe ce merge un hectar de pământ. Merge spre a produce biocombustibil, adică energie, și dacă ne gândim așa că o persoană cam 15.000 de kilometri face cu mașina în România și calculăm cam câte mașini avem, ne putem face un calcul cam cât de mult pământ am avea nevoie să ne asigurăm și prin regim ecologic de producție de sfeclă sau de rapiță pentru a acoperi nevoia de biocombustibil, iar pe de altă parte există foarte multă acaparare de pământuri în România și la ora actuală ca să se producă biocombustibil pentru piațe internaționale. Știi? Adică și asta este o mare problemă, trebuie să o vedem interconectat. Atâta timp cât vorbim despre o scară mai industrială, avem o problemă pentru că scara industrială are un necesar foarte mare, e foarte acaparator. Și atunci, și asta e o problemă pentru noi în EcoRuralis și ne gândeam și am avut poziționări pe biocombustibil, când ne gândim unde să meargă acel hectar de pământ, în producție de biocombustibil, în monocultura rapiței și monocultura sfeclei de zahăr, sau mai degrabă să promovăm anumite alternative care merg în regim de policultură, unde, cum ai zis tu, resturile pe care le producem oricum în fermă, resturile care le producem oricum în societate, s-ar putea cumva recirculare folosi ca să producem energie din ea și asta ar fi practic un fel de reciclare a ceva ce altfel am arunca. Știi? Și da. asta e precizarea mea, dar altfel foarte interesant și cred că ai pus cumva, așa, ai aruncat mingea la fileu, știi, să discutăm despre chestiile astea. Mersi. M-am gândit la treaba asta pentru că nimeni nu preferă monocultura și așa mai departe. Să știi că problema principală, și asta practic repet, că am mai spus odată și în prezentare, este că nu avem o educație a economiei. Deci nu putem continua noi societate cu 3 mașini la familie. Nu putem funcționa societate fără să utilizăm mai deloc transportul în comun, sau mai știu eu. Asta e problema. Dacă noi ne educăm în așa fel încât să nu mai avem, facem atâta risipă și de mâncare, și de transport, și de, eu știu, vacanțe, și de nu știu ce, în felul ăsta am reușit să reducem foarte mult industria și atunci dacă nu mai există industrie, nu mai există cerere pe piață așa de mare, automat nu mai este nici producție mare. Și acum, de ce e greșit cam orice sursă care s-ar greșită cam orice sursă care am putea adopta-o acum și nu e perfect sustenabilă? Pentru că noi, societatea noastră sau mentalitatea noastră globală, încearcă să înlocuiască 100% ceea ce există deja. Dar nu dă seama că, de fapt își dau seama, multă lume își dă seama, decât că e greu să o spui la lume în față treaba asta, pentru că nu o să accepte. Când îi spui că, băi, trebuie să reducem grav din numărul de mașini, de autovehicule, sau trebuie să reduci grav din consumul pe care îl faci tu acasă și așa mai departe. Aici e problema, că uite-te numai în România, fiecare aveți, cum își construiesc oamenii noștri, și nu numai la noi, cred că și în alte țări, case care nu sunt din prima sustenabile pentru că necesită un consum foarte mare de energie pentru a le încălzi sau pentru a te bucura de ele. Deci din prima te gândești, ei sunt, eu știu, 3 membri în familie, 4 membri, care normal ar trebui să stea pe 80 de metri pătrați bine mersi și fără consum mai. Deci cam asta. Oricum, ceea ce spui tu e perfect real, dar
repet, dacă n-am mai face consum atât de mare, atunci n-ar mai sta nici problema asta a culturilor astea intensive. Și atunci, ne-am descurcat, cred că, și cu combustibil fosil, fără să consumăm prea mult, părerea mea. Nu că vreau să adoptăm în continuare sursa asta de energie, dar cred că nu o să consumăm, dacă avem educația asta bine pusă la punct, nu o să consum foarte mult. Mai ales că sunt acum totuși destul de eficiente energetice motoarele astea cu ardere interne și în același timp nici nu poluează foarte mult, că au tot felul de filtre, tot felul de tehnologii dintre astea de ultimă generație. Da. Dacă mai dorește cineva să ne pune vreo întrebare, poate să ne scrie în chat și o elaborăm după. Ai putea să continui și cu prezentarea, Dragoș? O să vă pun acum video ăsta de care vorbeam. Așa. Stați puțin ca să-i dau pauză și să-i dau share, da? O să închid puțin. Bine. Nu, am greșit. O să închid puțin. Că nu i-am dat share sound. Noi la sunet nu i-am dat share. Nu i-am dat sunet. Ok. Așa. Ok. Așa. Sper să se audă. O să tag din gură ca să se audă video. O să vorbească alt Dragoș. Okay. Bine. Salutare tuturor! În acest webinar, la invitația Asociației Ecorurales, mi-am propus să fac o scurtă prezentare a sistemelor energetice și aici ne referim la sisteme de încălzire a locuinței, sisteme de încălzire a apei calde, cât și sisteme energetice care ne pot furniza energie electrică și cum le putem instala, o scurtă prezentare a lor, descriere, și în același timp o să vă fac și o scurtă prezentare imediat după ce fac acest intro a sistemelor pe care eu deja le-am adaptat la casa în care locuiesc și unde sunt foarte mulțumit de ele și consider eu că și voi ați putea să le realizați în condiții optime, fără ajutor din exterior, ci doar să aveți o documentare cât mai bună și în același timp un pic de voință. Acum să priviți în continuare ceea ce am realizat eu și mai departe voi continua cu prezentarea PowerPoint a sistemelor. Acolo ceea ce filmez acum este, sau de fapt sunt, tuburile vidate pentru încălzirea antigelului care mai departe transferă energia termică către apa dintr-un pufăr, astfel încălzește apa caldă necesară gospodăriei. Deci avem 20 de tuburi vidate și sus, în partea de sus unde se termină tuburile, este un colector. Acolo se face transferul de energie termică dintre tubul vidat și antigel. O să vă arăt mai departe în casă și restul sistemului și modul în care l-am conectat și l-am combinat cu termoșemineul pentru a avea apă caldă și în momentul în care se face focul pentru încălzirea termică, încălzirea casei. Așa, și acum o să vă prezint aici sistemul de încălzire a apei calde și a locuinței. Deci avem aici termoșemineul. Abia s-a făcut foc acum în el, cu evacuare exterioară. Afară avem un horn profesional izolat cu vată bazaltică. Acolo avem un boiler de apă caldă care îl folosesc maxim de 2-3 ori pe an. Este cu încălzire electrică. Îl luasem înainte să am sistemele de panouri solare pentru încălzirea apă calde și a rămas aici, trebuie demontat. Aici avem, prin aceste conducte, vine antigelul încălzit de sus de pe casă, de la panourile solare, de la tuburile solare, trece printr-o pompă de recirculare
Și mai departe, dacă se vede aici, intră într-o serpentină din acest pufăr. Acesta este pufărul, acesta de aici. Serpentina din partea de jos încălzește apa care este în acest pufăr de 200 de litri capacitate. De la, v-am spus că acest pufăr are două serpentine. Serpentina partea de sus este destinată termoșemineului. Ce se întâmplă? Din termoșemineu, dintr-o țeavă de tur, unde se vede se bifurcă, una merge la calorifere, cealaltă conductă merge, după cum vedeți, și intră în serpentina mai de jos a boilerului. Ce se întâmplă? Partea de sus din pufăr este apa, din partea de sus a pufărului este încălzit de panourile solare, iar partea de jos este încălzită de șemineu. Poate funcționa concomitent sau doar să funcționeze doar unul dintre cele două sisteme. În ambele cazuri vom avea apă caldă. Aici mai avem un invertor pentru a menține tensiunea în momentele în care nu avem curent de la rețea și ai făcut focul sau este soare afară și este necesar să funcționeze aceste două pompe. Altfel nu o să circule apa și va crește presiunea în instalație și va refula și vor refura supapele de suprapresiune. Iar acesta este termoșemeniu. De 25 de kW, cât o centrală. Camera aceasta este o cameră de 20 de metri pătrați. Nu necesită calorifer, deoarece se încălzește direct de la termoșemeniu, prin radiație. Iar celelalte camere pe care le mai avem, adică încă una, două, trei, patru camere, sunt încălzite prin calorifere. Suprafața totală undeva la 70 de metri pătrați se încălzește fără probleme, inclusiv apă caldă. Termoșemineu este, uitați, a fost focul făcut, este foarte ușor de făcut focul, nu iese fum. De aici se reglează tirajul. Am uitat să vă spun vasele de expansiune. Acesta este vasul de expansiune pentru instalația termică, adică pentru destinată încălzire prin radiatoare, prin calorifere, care atunci când se încălzește apa practic apare expansiunea din cauza încălzirii ei și este necesar ca să nu se deschidă o supapă de suprapresiune de acolo, o cameră de aer. Care funcționează ca un tampon de preluare a volumului care se mărește în instalație. Iar acesta este destinat doar pentru partea de pufăr, adică ce ține de dilatația apei din pufăr. Deci nu din instalația închisă, nu din sistemul închis, ci din acest pufăr. Că la fel și aici, când apa ajunge la 40-50 de grade, va apărea undeva 1-2% o modificare a volumului față de temperatura apei de la, să spunem, la 15 grade. Este un calcul care se face și în funcție de acel calcul se dimensionează vasul de expansiune. La fel avem vas de expansiune și pentru instalația închisă de la panourile solare. Cam asta e de spus. Un sistem, după cum vedeți, un sistem destul de simplu, realizat în totalitate de mine, deci nu a fost nevoie de manoperă, de alte intervenții din partea unei firme specializate. Se găsesc scheme pe internet de montaj,
exact ce trebuie, câte supape, cum pui robineții, se poate realiza foarte simplu în regie proprie, iar eficiența este una excepțională. Aici avem un sistem de 6 panouri. 6 panouri solare. Fiecare are undeva la 350 de W. Deci un total însumat de aproximativ 2 kW putere. Ele sunt regate în serie respectiv paralel. Și mai departe, cablul merge la automatizare și la invertor. O să vă arăt imediat. Suporții panourilor nu am optat să-l cumpăr. Erau destul de scumpe, chiar dacă sunt într-adevăr mai ușor de montat. Le-am construit eu din profil din oțel și l-am făcut reglabil, dacă vedeți. Adică înclinarea se poate modifica după bunul plac. De la 90 de grade până la 0 grade. Ceea ce suporții din aluminiu, cei care, pe care îi cumperi și sunt scump, nu îți oferă așa ceva, deci nu se pot regla. Sau dacă sunt astfel de sisteme, bănuiesc că sunt foarte scumpe. După cum spuneam, aici este sistemul format din invertor și banc de baterii pentru magazinarea energiei pe timp de noapte sau în zilele în care nu avem soare. Aici avem un contor pentru a contoriza și a măsura cantitatea de energie produsă de panouri. Aici acest armaiur nu l-am mai vopsit. Este instalația cu siguranțe. Siguranțe automate. Iar acest invertor este unul hibrid, se ocupă și cu încărcarea bateriilor, cât și cu producerea de curent alternativ, adică din curent continuu ce obținem de la panourile fotovoltaice, este transformat în curent alternativ la 230 V, ceea ce ne trebuie pentru alimentarea aparatului din casă. Bateriile am optat pentru niște baterii clasice, heavy duty, de la Varta. Sunt mult mai bune din câte am studiat eu și am avut înainte și de cele cu gel, din acelea cu gel, dar în 2 ani de zile nu mai am avut ce face cu ele. Astea fiind folosite pentru utilaje industriale, tiruri, excavatoare, sunt mult mai rezistente și în același timp chiar un raport preț-calitate mult mai bun. Noi avem aici 225 Ah legate în serie, 24 V, deci obținem undeva la 4,5 kWh capacitate. Cam asta. Aici mi-am făcut și eu un atelier de lucru ca să mai facem câte un alta e lângă casă. Așa. Na, sper că nu vă plictisit pentru video-ul meu. Nu, foarte, foarte detaliat. Așa că mai este timp, poate... spune dacă mai este timp, dacă nu. Mai aveam un video cu gospodăria, e mult mai scurt, ăla are undeva la 6. Ok, hai împărtășește și pe acelată, nu-i? Ok. Stai puțin, nu, aici. Acum să e share screen sau nu? E share screen, da. Da? E ok atunci. Da. Aici. Grădina noastră se întinde pe o suprafață de aproximativ 1000-1200 de metri pătrați. Folosim și solarii, serii protejate, din cauza condițiilor climatice din ultima perioadă, când afară nu se mai pot cultiva anumite specii de plante, precum tomatele sau castraveții, ardei, deoarece sunt foarte multe ploi acide. Seriile sunt construite pe structură metalică, îmbinările sunt făcute prin sudură,
le-am făcut mult mai înalte, deci undeva de 3 metri jumătate au până în vârf, înălțimea, deoarece aici plantăm tomate neterminate, care au o înălțime foarte mare, peste 2 metri, și e necesar să aibă deasupra lor un tampon de aer pentru a nu se fierbe atunci când sunt temperaturi mari afară. Oricum, după cum vedeți, ventilația solarului se face prin laterale și folia se ridică pe un mecanism așa făcut, improvizații. Este demontabil, pur și simplu o țeavă pe care se rolează folia. Astfel, aerisirea este una foarte bună. Temperaturile din solar în timp de vară sunt aproximativ aceleași ca în exterior. Celălalt este făcut la fel. Ăsta e mai vechi, l-am făcut cu vreo 2 ani înainte. Încă eram începător în construcția lor și se mai văd unele defecte de fabricație. Însă acesta sunt mai mulțumit de cum a ieșit. Aici este un solar îngropat, subteran. Nu știu, în propriu spus îngropat și subteran. Deci este o groapă practic săpată de 2 metri, 2 metri 20 și acoperită cu în două ape, pe o apă cu folie, iar pe partea cealaltă, care este expoziție nordică, este acoperit cu tablă, pentru că nu e nevoie de lumină din partea aceea. Pe aici este intrarea, n-am mai reușit să o modernizez și pe asta. Structura aici la fel este metalică, iar folia se îmbină printr-un sistem tip șină cu o sârmă oțelită, arcuită, care prinde folia. Cam așa arată interiorul. Ca modificări o să trebuiască să mascăm acești pereți de pământ, să-i acoperim practic cu o plasă sau cu o folie de mulcire sau agrotextil, depinde, o să vedem ce soluții găsim, ca să nu mai iasă, după cum vedeți, iasă unele puruieni și se întind pe pereți. Aici mereu sunt temperaturi pozitive, nu avem niciodată probleme cu înghețul, deci se poate planta destul de timpuriu. Anul ăsta nu am semănat mai nimic, adică nimic, deoarece acum undeva pe la începutul lunii februarie, jumătatea lunii februarie, deja o să ne apucăm de semănat pentru răsaduri. Aerisirea se face pe cele două geamuri. În partea de sus, acolo, spre îmbinarea celor două ape ale acoperișului, temperaturile sunt cele mai mari, deoarece aerul cald se ridică către acea zonă, iar dacă se deschid geamurile în partea aceea și dincolo, pur și simplu se produce acel curent de aer și foarte ușor se aerisește, iar în solar temperaturile sunt ca cele exterioare. Aici, în zona aceasta, mai avem o grădină. Aceasta o folosim în special pentru cartofi, fasole, rădăcinoase. Este suprafața destul de dreaptă și se poate lucra foarte ușor. Aici irigația se face numai prin aspersie și utilizăm irigarea prin împicurare doar la tomate, la solenacee, tomate, vinete, ardei. Iar aici la cartofi, fasole, prin aspersie. Aici am început anul trecut să construiesc și o hală pentru utilaje, ca să le protejăm. Nu am reușit să o termin, mai trebuie făcut pereții laterali. Aici la fel, până tocmai în capăt, avem tot grădină, pom fructiferi.
Cred că e mai mult de 1000 de metri, 1200, 1300, nu știu, l-am calculat niciodată, dar e suficient pentru o familie, pentru producția de hrană pentru o familie, cât și pentru a mai vinde la apropiați, la un grup restrâns de persoane care apreciază calitatea. Asta e cel mai important. Editarea video. Da, e, așa că grabă, că și așa că sunt foarte aglomerată în perioada asta. Era mai că voiam să amân webinarul ăsta, dar am zis că na, dacă am promis așa să rămână, că sunt și în sesiune la doctorat, mă rog, mai multe probleme de astea personale. Na, sper că am fost cât de cât util pentru cei doritori de informații în acest domeniu, această zonă, sferă. Și ce te-am rugat, dacă s-ar putea, da, în momentul când vom publica video pe YouTube, poate ne ajungi și pe noi cu niște descrieri, după unde ți-a luat informațiile, câteva da, link-uri, da, 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 o împărtăși să, și cu ceilalți. O să fac o, da, o listă, o biografie să, și vă trimit. Semințele, nu ne-ai precizat, semințele sunt toate, sunt multe dintre soiuri, sunt soiuri țărănești sau soiuri tradiționale, da, nu? Poți da, 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 de câteva din familie. Da, de, am multe luate și de la Ecorolare, s-am luat și din de prin Spania, acum am mai mers tot așa cu ocazia invitațiilor de la primite de la Ecorolare, asta în cazul tomatelor vorbesc. Dar în mare parte fasole, astea, eu știu, pepenii, chiar și multe soiuri de roșii, ardei integral, ardeiul capia, gogoșarul și gras, toate sunt din locale de aici, din Secuieni. Nu știu, cel puțin știu că am câteva două soiuri de roșii care au cel puțin 40-50 de ani. Da, deci nu folosești, da, foarte, nu folosești foarte. Asta, nu e 100%. Acum, drept să spun, spre rușinea mea, nu am reușit să definesc, mă refer în mintea mea, să-mi definesc atât de bine ce înseamnă agroecologie, știi? Așa definiții găsesc, deci nu la asta mă refer, în mintea mea. Pentru că multe chestii, unele sunt
cum se cheamă, intră în contradicții cu anumite practici țărănești pe care le știu eu pe aici, știi? Gen cu aratul sau cu așa mai departe. Și încerc și așa și așa. Deci fac chestii mixte. Ați văzut și acolo și în că asta a fost video ăsta, prezentarea culturii de ăsta, producții de anul trecut, din 2022. Și ați văzut că am și cu paie făcut o parte din soluri. Deci unii pun în general de astea postani, pepeni și așa mai departe, chiar merg pe permacultură, dar știi, e destul de greu fără arătura aia, mi se pare un pic destul de dificil. Se compactează solul, știi? Și da. Anastasia dorea să ne spună ceva, să o arăt la mână. Întrebări, cred că trebuie. Mulțumesc, Dragoș, pentru prezentare, foarte interesant. Și clarificarea asta despre agroecologie și asta mi se pare importantă. Ce vreau să spun este, întorcându-ne un pic la tema sustenabilității energetice, că pe lângă soluțiile pe care le-ai prezentat chiar în foarte mare detaliu, mai sunt și alte alternative. Și aș vrea să menționez aici, de exemplu, pompele geotermice, care din punctul meu de vedere sunt soluția cumva cea mai puțin dăunătoare mediului, dar care deocamdată încă sunt foarte scumpe la noi. Și pe de altă parte, mai vreau să spun despre încălzirea ori pe biogaz, asta și în ideea în care ai spus cu lucrurile pe care le producem și, cum a zis și Otis, le refolosim în gospodărie, care cred că poate să meargă foarte bine în gospodăriile mici sau în fermele mici pentru producători mici, și care are la bază principiul că resturile vegetale sau biomasa în general se poate folosi într-un digestor în care este transformat în biogaz și într-un lichid fertilizant. Și pe aceea biogazul se arde din nou pentru încălzire sau încălzirea apei sau așa mai departe. Și ar mai fi o soluție despre care cred că Alexandru a vorbit când ne-a prezentat despre casele naturale, încălzirea în care tot așa folosim compostul, deci resturile de biomasă, resturile vegetale, și o serpentină în masa asta de compost. Am lăsat o descriere în chat, chiar fix despre această centrală pe biomasă. Puteți accesa. Au încercat la București, au văzut că au radament și sunt mulțumiți. Și e o alternativă mai verde, să spunem. Da, mulțumesc de completare. Așa este. Eu am încercat să prezint niște sisteme care sunt foarte ușor de aplicat și ușor de adaptat pentru oricine. Partea asta cu serpentina prin biomasă și așa mai departe sunt foarte utile, foarte bune, într-adevăr randamente bune, dar ai nevoie de multă biomasă. Deci undeva, ca să poată să fii, ți țină 6 luni, deja vorbim de 6 luni de iarnă. Și ca să ai undeva, nu știu, să zic, undeva 10 tone de bălegar sau așa, deci trebuie să ai, frate, să ai vaci, să ai ce să producă așa ceva. De asta spun că am încercat să mă raportez la ceea ce își poate adopta oricine, chiar oricine, adică oricine și să se încadreze într-un buget modest. La fel, pompele de căldură, nu te poți atinge la prețuri de ele. Și consider că nu-ți scoți investiția nici în 10 ani. Deci nu ți-o scoți. Nu ți-o scoți pentru că după 10 ani, dacă nu și mai repede, apar deja consumabile care trebuie schimbate și deja bagi alți bani în ele. Sunt foarte bune, dar încă nu s-a dezvoltat atât de mult tehnica încât să scadă prețul la ele. Dar oricum, completarea este bună și cine își permite și cine are compost, cine are animale și poate să-și facă un rezervor unde să înmagazineze bălegarul și mai departe să extragă metanul din el, este foarte bine. Dar, na, bănuiesc că nu toată lumea are fermă mai mare. Da, oricum, mulțumesc de completare și sper și ceilalți să țină cont de ea. Mulțumim și noi, Dragoș, pentru prezentare. Dacă dorește cineva să adreseze o întrebare, domnul Vasile Moraru, din ce văd. Da, salutare.
tuturor. Dragoș, în primul rând, felicitări pentru prezentare, foarte tare toate informațiile prezentate. Aș vrea să adaug la centrală pe care ai prezentat-o, se poate adăuga. Am văzut un clip foarte tare, totul urmăresc pe un domn Pal Arpad. Să las și un link în chat. El a sugerat adăugarea unui motor Stirling. El lucrează mai mult cu sobă rachetă, dar pentru producerea energiei electrice. Și iar vorbea de invertorul ăla pentru pompă în caz că cade curentul. Asta ar putea asigura curentul pentru pompă, cel puțin în cazul în care se ia curentul de la rețea. Am asta am vrut să adaug, o să las și link-ul și are omul foarte mult video pe canal, să poți studia, e plin de informații. Mulțumesc, completare. La fel, sunt în temă și cu motorul Stirling, știu exact despre principiul de funcționare. Totuși, încă consider că nu-l poți monta în acolo unii dormitorul. Asta e toată problema. De asta nu l-am adaptat și mi-am găsit voința necesară să pun și eu un astfel de dispozitiv. Pentru un garaj, pentru solar, cred că merge foarte bine adaptat. Randamentul este într-adevăr unul excepțional, dar nu la mine unde e cazul, unde ăla e fix în dormitor. Dar foarte bună completare pentru cei care doresc să încălzească alte spații, unde nu dorm noaptea acolo. Luați link-ul de acolo și cu siguranță ești bine informat în domeniul respectiv. Da, de ce? E foarte zgomotos? Că nu înțeleg. Da, el practic e o piesă în mișcare. Orice piesă în mișcare produce zgomot, știi? Asta e problema. Și dacă produce zgomot în dormitor, nu prea e chiar la îndemână, nu? Așa consider eu acum, nu? Totuși sunt și soluții tehnice, tehnologice de izolare fonică, de... Bănuiesc că există, dar totuși, când îi liniști, nu auzi nici musca, nici nimic în casă, eu cred că s-aude motorul ăla, știi, când dormi. Na, mă rog, merită încercat și văzut dacă este așa cum zic eu sau nu. Acum nu știu câți decibel poate să producă. Cum știi cum e, din câte am văzut în prezentare, credeam că e gen într-o cameră tehnică toată centrala și bufferul și astea. Și de-aia am zis că, na, așa, dacă e într-o cameră tehnică, cel mai probabil ar fi, na, ok, nu ar deranja în timpul nopții. Încă din prima nu am vrut să adopt o cameră tehnică pentru instalații, pentru că am zis că pierd radiația de la termoșemineu, care este una consistentă, de 7-8 kW radiație, adică încălzești 20 de metri pătrați, nu poți sta acolo, știi? Și e păcat să pierzi căldura asta, asta înseamnă că pierzi în randament. Ce aș putea adopta la mine aici foarte simplu și să câștig probabil undeva un minim 5%, 10%, este o recuperare a căldurii de pe evacuarea gazelor. Și asta tot printr-o serpentină cu apă înfășurată în jurul cornului sau făcut un alt tip de sistem și astfel apa care pleacă pe acolo să o bag în returul instalației și să nu mai vină apa rece din calorifere și să intre rece în cazanul termoșemineului și după aia iar să o încălzească, ci să vină deja preîncălzită de evacuarea gazelor. Deci asta consider o chestie destul de bună care ar putea fi adaptată, dar repet și am spus și în prezentare, dacă ar fi să-mi fac din nou instalația asta, nu aș mai adopta termoșemineu, ci sobă cu serpentină. Deci o serpentină făcută în calumea și cu fumul și cu aia, păi frate, aia când se încălzește soba, se radiază și aia încă 4, 5 și 6 ore, eu știu cât depinde de sobă. Știi? După ce ai terminat focul. Da, am discutat în primul seminar, în primul webinar despre soba tip rachetă, care e mai eficientă în arderea lemnului și nu mai pierde așa multă căldură pe evacuare. Da, sunt soluții. Bine, soba cu serpentină,
Soba cu serpentină o poți face cum vrei tu, orice fel de sobă, atâta timp cât îi instalezi și un rezervor cu apă pe care să-l folosești ca sistem închis pentru a încălzi radiatoarele, caloriferii sau, știu, instalații prin pardoseală, știi? Da, și poți da, să adopți da, orice exact. Sobă, orice tip de sobă vrei tu. Canadiană, rachetă, toate sunt într-adevăr au eficiențe mult mai bune, dar sunt și niște sobi rusești, și cu asta închei cu partea asta, niște sobi rusești foarte bune, deci calculate foarte bine la fumurile alea, știți ce e alea fumuri, adică traseul pe care îl urmează gazele evacuate, și astfel încât să cedeze căldura către exteriorul sobii sau cum se cheamă, elementele în care e construită soba și după aia mai departe să fie cedată în exterior. Fumurile alea, dacă le faci foarte bine calculate, exact cu suprafețele care trebuie, atunci poți scoate un randament chiar și mai bun la soba rachetă. Și nu vreau să mă intru aici iar în contradicție cu cei cu soba rachetă care okay, îmi place. Okay. Dar vă zic că și o să vă trimit în asta link-uri unde să vă arăt niște sobi extraordinar de eficiente, pur și simplu sobi clasice. La noi problema este că sobile, sobarii care îi construiesc, le fac după ureche, știi? Nu le calculează, nu le gândesc, le fac cum au mai făcut și le-au ieșit în alte părți, dar nu neapărat au și randamentele cele mai ridicate. Da, într-adevăr. Bine, mulțumim, Dragoș, pentru prezentare foarte bogată. Felicitări, mulțumesc. Da, mulțumesc tuturor care au participat și să aveți o seară bună în continuare ca multe altele. Mulțumim. Mulțumim. Următorul mulțumesc webinar, cine prezint? Dumneavoastră. Nu, eu sunt în martie. După